Salutare tuturor și bine v-am găsit! În acest video voi încerca să vă explic într-un mod simplu și intuitiv valoarea lui P pe care o obținem la testele statistice. Probabil știți că populațiile sunt imense și este foarte greu să găsești niște rezultate valabile pentru întreaga populație. Acesta este motivul pentru care folosim grupuri și subgrupuri din populație pentru a găsi diferențe pe care ulterior să le generalizăm cu ajutorul testelor statistice la întreaga populație. Înainte de a aplica orice test statistic, trebuie să ne stabilim niște ipoteze, ipoteza de cercetare, ce am dorit să demonstrăm. Ipoteza nulă ne spune totdeauna că nu există diferențe între grupurile studiate în ceea ce privește un criteriu pe care noi îl alegem. Iar ipoteza alternativă ne spune că între aceste grupuri există diferențe pe care le putem demonstra. Testul statistic ne ajută să generalizăm diferențele pe care le găsim pe grupuri mici la întreaga populație. Valoarea lui P e o probabilitate. Probabilitatea de a greși atunci când respingem ipoteza nulă. Această probabilitate ar trebui să fie mai mică de 0,05. Riscul nostru de eroare, riscul de a greși atunci când respingem ipoteza nulă, ar trebui să fie sub 0,05, adică sub 5%. Dacă am avea 100 de perechi de grupuri, noi ar trebui să găsim diferențe în mai mult de 95 dintre aceste situații și acceptăm că s-ar putea să nu existe diferențe în 2, 3 sau 4 grupuri din cele 100. Așadar, 95 de perechi, chiar 96, vor avea diferențe între grupul 1 și grupul 2, respectiv 4 sau 3 perechi de grupuri vor fi fără diferențe. Asta ar însemna ca P-ul să fie sub 0,05. 5 cazuri sau mai puțin de 5 cazuri din 100, să fie fără diferențe. În acest mod am putea să respingem ipoteza nulă și să acceptăm ipoteza alternativă că există diferențe semnificative în mai mult de 95% din cazuri. Dacă am vorbit de 1000 de grupuri, ar trebui să nu existe diferență în 49 ca să se respecte acest procent mai mic de 0,05.